Raliul Sibiului a fost câștigat de Gergo Sabo. După două zile pline de acțiune, el a reușit să-și treacă în cont victoria celui mai dur și spectaculos raliu pe macadam din Campionatul Național de Raliuri. Vineri, înainte de începerea concursului, o parte dintre piloți s-au întrecut într-o cursă inedită pe hidrobiciclete pe lacul din grădina zoologică. 3, 2, 1, start! Ăla are pedalele mai lungi. Au dat încolo! Foarte solicitantă, transpirația e pe măsura aproape cele din timpul concursului, mă refer la raliuri. Mi-a plăcut ideea, de aia am și acceptat. Mi-am simțit extraordinar, mai ales că am și câștigat bine. A fost o distracție, de fapt. Concurența a fost fantastică. Nu știm cum am reușit să rezistăm atâta timp. A fost să fie o cursă de relaxare. Teoretic. Dar cred că niște adversari ne-au pus piedică și ne-au trimis aici ca să obosim, să mai fim capabili de nimic. Întrecerea a contribuit la relaxarea piloților înainte de începerea cursei. Toată lumea s-a plâns că raliul Sibiului e unul dintre cele mai dure raliuri pe macadam din campionatul intern și am zis că înainte de raliu să-i destindem puțin și să le oferim ceva mult mai ușor. Au urmat două zile pline de adrenalină. Pilotul maghiar Gergo Sabo s-a instalat la conducere încă din prima zi a raliului și nu a mai cedat prima poziție până la final. Podiumul clasamentului general a fost completat de Valentin Porcișteanu și Titi Aur. La grupa A, Edwin Cheleti a reușit să-și treacă în cont cea de-a cincea victorie consecutivă din acest sezon și prima pe macadam în 2010, iar Dodo Pițigoi a fost cel mai rapid pilot de la grupa K.